Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5 and. Ce faci, mai dormit aici toată noaptea? Lasă-mă neapă de... Bă, am o idee. Neapă. Renunțăm la familie, se pare că există un alt bebe Moise cu tot, cu care toți din Mafia Curcubeu se înțeleg foarte bine, înțelegi? Toți cei din Mafia Curcubeu se înțeleg bine cu noul bebe Moise. Nu mai este nevoie de mine. Nu mai e nevoie nici de tine. Hai să mergem la magazin, ne schimbăm, ne băgăm în alte afaceri. De astăzi. De astăzi? Ce de astăzi? S-a terminat cu Bebe Moise. O să-mi schimb și numele. O să mă numesc Bebe Ilie. Cum? Hai, urcă aici. Cum te vei numi? Bebe, cum te vei numi? O să vezi când ajungem imediat. Vreau să mă schimb la costum frumos, vreau să mă apuc de afaceri. Mamă. Bă, dar nu prea am cum să mă apuc de afaceri, când eu sunt prea bun pe condus, mă, sunt prea bebe Moise eu așa, înțelegi? Se strică motorul, ce ai reparat, mă, data trecută la el, că se strică, mă. Nu, eu am reparat, e motorul de la chinezi. Dați-vă la el, bă, băieți. Dați-vă la el. Băi, sunt hotărât. Ce ai, mă, de face așa? Nu o să mai avem Mafia Curcubeu. Păi dacă a luat-o altcineva, ce vrei? Ce vrei dacă a luat-o altcineva? E vina noastră? E vina noastră că am pierdut aia, dacă am fost bomba lui. Vina ta? Mai mult tu, sincer să fiu. E vina ta? Tu vezi apă? Nu! Am trecut așa liniștit. Ulu, bine că n-am. Unde suntem aici? E numai vina ta, Nerebe. Cum s-au transformat ăla în tine? Stai așa puțin. Cum zici tu cum? Nu știu, hai să mergem să ne schimbăm. Era o clădire pe aici. Era să trag. Da, băi, bebe, bă. Iar o luăm de la zero. Facem altă familie, facem altceva din nou. O luăm ca și atunci când eram boschetari. Bă, s-o strica motorul, mă. Nu ți-am zis să-l repar, mă. Ia și repar. Dacă mai pot, eu încerc. Ce zis? Bă. Si vrei. Repară motorul? Stai, mă așteaptă. Îl leg ăsta, stai să-mi gata. Stai să-mi iau... Bă, Bebe Moise și cu Nea Gigi au intrat în magazin. Hai, păi, repede. Du-te, bă. Bă, urcă-mă o dată. Tu vorbești serios, mă? Tu chiar vorbești serios, mă? Da, uite, au venit cum... O, mi-e și piciorul în el motor să-mi bag. Puneți masca. Ia stai, stai. Ce râzi, bă? Ce-i cu masca aia de îngeraș, bă? Păi sunt un înger. Dacă... Draconus. Hai să intrăm. Mâinile sus. Mâinile sus. Bă. Mâinile sus toată lumea, haideți. De sus, haide. Aoleu. Bebe. Bebe. Cine sunt, ă? Nu mă cunoști, nu mă cunoști cine Aoleu. Sunt. Nu ne cunoști, ă? Și trădătorul. Ce faceți, bă, trădătorilor? Am amândoi trădători. Noi trădători. Băi, fii atent aici, Gigi. Adică? Ascultă-mă aici, taci din gură că te împușc. Gigi, aici e șansa ta să admiți faptul că eu sunt Bebe Moise adevărat. Pentru că dacă nu admiți treaba asta, uite și tu ce urechiuși, mai văzut pâine să-mi pun vreodată urechiuși din alea pe cap? Sincer, ai purtat de câteva ori. A purtat? Du-te, mă!
Dar mai numai atât. Băi, Gigi, dacă... El oricum o să mor aici. Dar treaba e în felul următor. Muriți amândoi sau moare doar el? Ascultă ca să înțelegi ce se întâmplă. Ăștia cred că au auzit discuția când am vorbit eu că te fac cu lideri și de alea și acum vor să îl împuși, băi. Nu, cu Nea Gigi n-avem nimic. Cu tine avem ce avem. Nu știi pe Andrei că el era... Știi pe Andrei că el era întotdeauna un tâlhar și... Întotdeauna am vrut să saboteze mă fecul cu beau. Bă, taci mă, că te împușc aici. Bumbalu. Vreau să facă din nou, mă, crezi? Nu mai trageți, băieți, băieți, nu mai trageți. Nu mai trageți. Știi că lui îi place doar după putere. Hai, intrați acolo în spate, haideți, intrați acolo la Suburban, hai. În spate, la Suburban. Una într-una, una într-una, haideți, intrați. Stați la perete cu mine sus. Bre, fake, stai, bebe, stai un pic. Ăla nu-i fake. Și taci că-ți dau cuțiul. Îi pun cătușile, bre. Nu-i ascultă, nu-i băga în seamă, că îți zic mai minciuni. Îi fac cătușile, no, pun no, cătușile. Nu. Cum, zilă, întreabă-l pe Gigi dacă crede că eu sunt Bebe Moise, dacă nu ai să-i omorăm. Nu tu mai stai la discuție. Crezi că l-ai Bebe Moise? Bă, stați mă un pic, mă, bă. Da, el e. Aia zic, mă, uite cum mă crede, ești nebun. Băi, Nea Gigi, în sfârșit ai făcut și tu un lucru bun. Eu sunt adevăratul, nu știu cine e ăsta și de ce a venit aici, dar numai probleme ne-au făcut, să știi. Deci am încercat din răsputeri să rezolvăm problema asta, a vrut să mă omoare, noroc că am reușit să scap. Ascultă-mă, Nea Gigi, vrea să ne facă rău. Deci eu acum, când am venit aici, eram hotărât cu Andrei să renunț la tot, la familie, la tot. Dar odată ce v-am văzut aici, a devenit înapoi dorința de familia mea, de mafia, curcubeu, de... n-aveam cum să las. Prietene, până... Tu ești. Ce știi doar tu? Stați un pic, stați așa. Poftim? Ce zici, Andrei? Fuge, mă, fugi! Unde să fugă, mă? Băi, tu rămâi acolo, băi! Treci acolo cu mine sus, că te împușc aici. Să nu ieși de acolo, că te împușc. Ce-a făcut? A vrut să fugă. Treci înăuntru. Bă, vezi că fuge ăla. Trădătorilor. Vezi că fuge ăla. Unde fuge, mă? Unde fugi, mă? Bă! Stai pe loc! Unde fugi, mă? Nenorocitule, de ce fugi, mă, dacă tu ești adevăratul Bebe Moise? Unde fugi, mă, Hello Kitty? De ce fugi? Pentru că voi doi sunteți sădători. Ține mâinile sus. Dă-te că-i dau un punct, că m-am enervat. Bata. Dă-te. Ea, Gigi. Bă, ia stai, mă, că facem un fel următor. Urechiu și Hello Kitty. Vrea să chemăm pe toată organizația, mă. Să vedem și ei ce spun. Ia cheamă-i pe toți aici. Cheamă-i pe toți aici. Să vină toată organizația aici. Ești un om mort. Așa zisul Bebe Moise. Cine e ăsta, băieți? Voi știți cine e? Băieți, apăsați butonul de like dacă vreți să-l omorâm. M-ai copiat? Alo. Bre, Tudor, ia-l pe Florin și toată organizația și veniți la 420, la magazinul ăla de haine. La 4020. Da. Și veniți în armați, că avem un intrus. Hai, vă aștept. Ridică mâinile, că de tine e vorba. Ridică mâinile, că te împuși, mai dai un pumn, mai dai un pumn. Dă-i un pumn până ridică mâinile. Ridică mâinile. Ține mâinile sus, că de tine e vorba, așa, Gigi, în sfârșit, te-ai prins care-i treaba. Bă, vezi ce faci ăștia cu mine? Nu știu ce să zic. Bă, tu vezi ce am în mână, mă? Ăsta e John. Bă, stai să lăsăm armele jos. Haide să lăsăm armele jos. Nu lăsăm nicio armă jos, îi zbur creierii. Cum vine toată familia aici, îi zbur creierii. Hai, bine, cioaca. Să vedem dacă el sau tu. Cum adică dacă el sau tu? Băi, Nea Gigi, fii atent. Ce știi tu și nu, ce știi doar tu cu Bebe? Gândește-te la o chestie. Bre, spune-mi ceva care să... Fii atent. Care-i vorba lui Nea Gigi, băi, Bebe fake? Care-i vorba lui Nea Gigi? Vă mănâncă balaurul. Vă pupă balaurul sau te pupă balaurul, asta e vorba lui. Exact.
Ai văzut? Ai văzut? Bre. El a zis mănâncă balaurul și el a zis pupă balaurul. Băi, să te gândești mai bine, băi, Gigi, băi. Uite că nea Gigi nu mai crede. Așa e. O să vină mafia până și o să decidem toți. Până mă întrebare. Stai să mă gând. Hai că vine să le zic la toți că el e intrus. Băi, dar de unde să știu? Aoleu. Băi, el azi mâncă balaur. Tu mănânci balaur? Ce suntem aici? În dublu impact? Ce suntem aici? Tu pup balaur. Tu pup moartea, băi, nu balaur. Hehe, băi. Plus că asta acum îi plac și bărbații. Stai să-i anunț pe bombarii să vină aici. Băi, ăsta e intrus, ăsta e intrus. Stai. Puneți pistoale pe amândoi, puneți pistoale pe toți trei, pe toți trei. Pe toți trei puneți pistoale. Băi, rămâi pe loc. Rămâi pe loc. Mâinile sus. Mâinile sus. Haide, toți trei mâinile sus. Aia zic, tati. Să vă văd în linie. Hai la perete aici. La perete. Hai. Toi de bebe Moise la perete, bă băieți. Spune-ne-a Gigi. Unul dintre ei, clar e fake-ul. Mă înțelegeți? Da. Acum problema păi e... Păi Andrei, du-te de aici. Care din ei? Ascultați-mi bine, băieți, cum am fost îmbrăcat ultima oară? Uite, vă aduceți aminte că așa am plecat. Băi, ne-a Gigi, chiar în ultimul jaf am fost aici împreună. Gândește-te ce am întrebat. Într-adevăr, haide să facem în felul întrebări. Următor. Vreau să aveți întrebări pentru noi și răspundem pe rând. Întrebări care pot să dovedească cine este Bebe Moise adevărat. Prima dragoste. Fiecare, hai. Prima dragoste. A cui? Bună întrebare. A cui, mă, prima dragoste? A mea. Cătălina, a mea a fost Cătălina. Vrei? Prima dragoste al nea, Florin, fii atent, ce dracu. Fii atent că întreb eu, stai că... Miki. Mai aveți întrebări pentru noi sau nu mai aveți? Eu zic să-l pușcă pe ăsta în curcubeu, bre, că nea bebe, așa era îmbrăcat. Întrebări mai aveți? Nu. Da. 7-8. Sau bădă. Zic cât face, 7-8. Cât face, mă, ăsta din dreapta, 7-8. Cât fac. Cât fac, exact. Eu e foarte matematic. Chiar să... ce? 64 7-8. Sau cât fac? 7-8. 7-8? Nu, că pe tine nu ține armă. Nu știu, băi, la mie... Mie îmi dă cu virgulă. Gata! Asta e bebe, bebe adevăratul. Asta e bebe adevărat. Bă! Trageți toți în el. Bă! Uite-l, bre, ciuruită, să-i umplificat el. Bă, am scăpat, bă, băieți, bă! Gata. Mamă, ce l-au ciuruit, gata, bă! Gata, bebe, nu știa matematică. Corect. Nea, bebe, gata, nu mai trageți, gata, vrei că l-ați înrupat în sumbrei. Ia de cât să facă bani. Bă! Ia de cât să facă bani. Bă, băieți, eu am crezut că o să trageți în mine, că nu știam răspunsul. Mie îmi dădea 64, nu știu de ce. Asta e nebunia noastră, adevărat. Rup 64, dar seama după față. Adică, dacă vezi, îmi toată lumea niște aplauze. Toată lumea știe că de matematică tot timpul mă ocupam eu. Toată lumea niște aplauze pentru adevărat, adevărat. Toată lumea niște aplauze pentru Nea Bebe. Care vine Nea Bebe anus. Bravo, Nea Bebe, bravo. Băi, dar eu știi ce nu înțeleg. Cine era ăsta, mă? Cine l-a trimis pe ăsta de semana așa cu mine late? Cum a ajuns aici, așa? Băi, fiți atenți ce s-a întâmplat. A vrut să mă omoare, n-am putut să vă spun pentru că mi-a fost frică, dar a vrut să mă omoare. M-a salvat un băiat din ăsta de la noi cu fața aia de marshmallow, are pe cap marshmallow din aia. Ăla m-a salvat că a simțit el ceva, că eu sunt, dar nu era sigur. Și nu m-a... Ăsta i-a spus să mă arunce de pe bară și el nu m-a aruncat. M-a lăsat undeva și m-a și bandajat, mi-am revenit în 2 zile, am fost up. Am venit la casă și i-am spus lui Andrei, am povestit ce s-a întâmplat și nici el nu m-a crezut. A trebuit să-i spun ceva ce știm doar noi doi și nici așa nu m-a crezut. S-a dus și l-a întrebat pe celălalt și m-a întrebat și pe mine și ăsta n-a știut să-i răspundă. Dar ce l-ai întrebat până la urmă?
Taci că și tu te-ai bălbuit tu. Păi nici eu nu. Știi de unde mi-am dat seama? După ochi. Unul era mai slab. A, da, 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 știi cu toți. Ăsta are cearcănii. Are cearcănii, ne avem încă n-are cearcănii de acum înainte. Și ăsta are ochi albaștri. Am început să am șoc. Și la, și la început ține mâine jos, adică avea demnitate. Are flos sub braț și tu nu mai. Nu, uite, nea bebe are doi firi de păr, încep să-i crească părul. Mamă, hai să mergem acasă. Hai, că m-am săturat să stau fugit până sub soluri și până din astea. Mamă, cum am venit cu mașina pe aici. Vrei, lăsăm aici pe asta? Acolo lăsăm, ce avem cu el? Ia nu, luați-l la casă, luați-l la casă, mă, luați-l la casă. Mă duc să mă schimb și eu, să-mi iau tricou repede. Luați-l la casă să-l arătăm la toată lumea acolo. Trebuie să mă schimb repede, băieți. Îmbrăcăminte 5 cu ăsta. Hai să mergem la casă, hai cu motorul repede. Nu crezi, nu crezi, nea bebe, nu crezi. Doamne ferește, ne-am întors la treaba noastră. Nimeni nu te-a crezut, ai văzut? Nimeni. Bă, s-a întors mafia, bă, într-un episod eram atât de bipolar, gen într-o parte și în alta. Ziceam, gata, nu o să mai existe mafia și dintr-o dată, bum, mafia s-a întors, ești nebun la cap. Bă, eu sper că vă plac episoadele noastre, băieți. Sunt așa fane, sunt cu de toate băgate pe ele, cu acțiune, cu nebunii, cu... Dacă vă plac, nu uitați să apăsați butonul de like, ajută foarte mult. Fiecare like acolo contează foarte mult să... Ca săptămâna viitoare să avem episoade și mai jmechere, cu povești și mai mișto. Să... Vă uitați cu drag la ele. Mergem până la casă, că vreau să le arăt tuturor celor de acolo că a existat un bebe Moise. Ce ai, mă, de țip, că m-ai și speriat, răznească în tine. Urmă de fericire, nea bebe. Ce ați făcut, mă, că m-ați și speriat? Urmă de fericire, că te-ai întors. Băi, eu am din ăla VIP, din ăla, mă, n-am. Bă, nu mai merge motorul, ești nebun. Iar s-o stricat. Așa e, bă, fost stricat și adez, mă. Păi, așa se vede și mașinile. Schema din Berceni, schema din Berceni. Nu aici, stânga, nu aia. Noapte bună. Eu mă sui aici, nu știu ce face Andrei. Ia Andrei cu să fie. Lati-l, lati-l, ia-l pe mâna. Are un loc în față. N-are, că e domnișoară. Uite-mă pe mine! Hai, tati, uuuu! Hai de sus, hai de sus! Stai, vrei! Băi, mai bine mă lua domnișoara în brațe. Schema din Berceni, a? Urcă, mă, mașina sau nu urcă? Vezi că ești pe... Bă, e Mercedes. Vezi că ești pe din ăsta, cum zice, să nu fii pe drift. Haide, haide, tata, ușor! Haide! Băi, dar știi prea grei în spate. E Mercedes, mă, e Mercedes. Hai de la mine, că am o strechele. Că ai luat-o greșit. Dar putem să o luăm până la tu schema din Berceni, cum a făcut nea bebe și să rămânem pe jos, că deja rămânem. Bă, nu urcă, bă, hai mă, hai mă, că nu mai ajunge, mă, dă-i pe stradă, tati, dă-i. Că mă duc, au, au. Bravo. Că mă duc, că durează prea. Ce-și la față, Andrei? Ce? Au. Hai, că ai văzut și tu mașina. Am văzut-o. O să rămână, domnule. Bă. No. Băieți, ia veniți toți aici, băieți. Lasă-l jos, lasă-l jos aici. Lasă-l jos. Dania, bebe. Dați-vă așa de aici, mă, să lase. Băieți, vedeți cine e acolo jos? Faceți un cerc. Faceți un cerc aici. Dați-o alea căi. Fă-mă un cer, mă, n-auzi, mă. Așa, l-am dat jos. Vedeți cine e aici jos? Fratele vostru. Da. Care fratele vostru? Deci ăsta, toată săptămâna asta, toată săptămâna asta, numai ăsta a fost aici cu voi. N-am fost eu, să știți. Tot ce v-a pus ăsta să faceți a fost altcineva care a vrut să-mi ia locul, să știți. Foarte greu, am dormit numai pe afară, am dormit numai în pivniță aici unde avem noi vinul, ca să mă ascund de voi, am fost îmbrăcat ca un oficial toată săptămâna. Și ăsta, trebuie să noroc că am reușit cu băieții oficial să-i dăm de cap și să-l omorâm. Altfel, era rău de tot. Și Andrei ne-a ajutat, m-a ajutat foarte mult. El e singurul care m-a crezut că eu sunt bebe Moise.
Îmi lași mie onoarea să-i tai capul. Păi eu i-am dat glonț. Ia-l, Andrei. Ia-l și du-l în spate și scapă de el. Taci că-i tai capul, dați-vă de aici. Nu aici, că nu vreau să mă uit la așa ceva. Du-l jos acolo, nu. Ia-l și bagă-l jos acolo, repede, hai. Du-l în frigider, bre, acolo, mic, cărie. Dă-i foc, dă-i foc. Hai. Turnăm benzină pe el. Păi tu vii să-l trăi. Da? Ia, bebe, oficialul. Ce faci, bre, piciule? Mi-era gândul la matale, bre. Ce faci ăsta aici? Da, era pe oficialul. Bre, vreau să-ți mulțumesc că nu m-ai aruncat acolo. Îmi pare rău, stați amândoi la fel. Bă, ajutor! Eu am încercat. Băieți, mă bucur că mai ne-am întors. Ce n-ai? Mulțumim, Nea Bebe, că ai venit înapoi, bre. Poliția. Ce trebuie are poliția cu noi? Ba. Băgați armele la buzunar. A venit taxi, băieți. L-a luat pe un. Mă. Bună ziua. Bună ziua. Am venit să-l aduc pe colegul vostru. Dați-vă la o parte lângă mașină. Mulțumim, domnul polițist, mulțumim. Băi, stai să mă retrag și undeva aici, băieți. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, e musai să rupeți butonașul ăla de like, băieți. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, episoadele astea, de fapt, seria asta de episoade din săptămâna asta, au fost niște episoade super șmechere. Pe noi ne găsiți pe serverul House România, aici suntem în fiecare zi cu toată brigada, cu toată mafia, facem roleplay, facem raiduri, facem toate nebunile. Vă pup pe toți și vă aștept în fiecare zi pe House România la cele mai șmechere roleplay și pe cel mai șmecher server, băieți. Găsiți serverul în descriere, v-am pupat să aveți zi frumoasă, săptămână frumoasă, nu uitați de like. Skype, mama, tata lui. Boom!